Bine te-am găsit! La lecția numărul 6, în ziua 6. -a. După cum am citit comentariile tale, am văzut că te ajut cu aceste lecții, lucru de care îmi pare foarte bine. Și pentru că am avut câteva întrebări în legătură cu verbele, am decis ca în această lecție să vorbim mai mult despre cele două verbe pe care noi le avem. Bineînțeles că pentru a conjuga verbele noi vom repeta și celelalte verbe ajutătoare sein, haben și werden. Hai să vedem ce învățăm astăzi. Hallo zusammen. Lernt ihr fleißig? Lernst Du fleißig? Schreibt ihr auch mit? Hör mir richtig zu, bitte. Danke. In Limba română. Hallo zusammen. Hallo împreuna. Lernt ihr fleißig? Învățați cu Kuspor sau sîrguincios O altă traducere eu nu am găsit, sper că aceasta să fie bună. Lernst du fleisig? Înveți tu cu spor? Schreibt ihr auch mit? Vă luați notițe? Hört mir richtig zu, bitte. Ascultați-mă cum trebuie, vă rog. Danke. Mulțumesc! La acest mulțumesc doresc să mulțumesc și Anei, care m-a ajutat la traducerea cuvântului flaisic în acest context, da? Și uh, mit mitschreiben, zuhören, richtig și așa mai departe. Mulțumesc, Ana! Hai să vedem acum cuvintele pe care le avem. Eu am luat aici fleisig ca și verbul harnic, cum de fapt se traduce, și acestea îl vom folosi imediat în exemplele noastre. Corect sau cum trebuie, richtig. Te rog, bite. Mulțumesc, danke. Deci, danke. Citiți vă rog, iarăși, numai ce este scris cu albastru și cu vocetare și apoi vă uitați și la cuvintele scris cu negru ca să vă dați seama cum se scriu apoi. Și acum să luăm acest cuvânt flaisic harnic. Indiferent la care persoană îl vom pune noi în limba germană, totdeauna scriem fleißig. Conjugăm numai verbul sein. Ich bin fleißig, du bist fleißig, wir sind fleißig. Da, deci vedeți, peste tot este acel fleisic pe când în limba română îl conjugăm după persoană feminin sau masculin, eu sunt harnic. Sau eu sunt harnică, și jos la plural noi suntem harnici sau harnice. Deci, în sfârșit, avem ceva mai simplu în limba germană. Și din nou zind, su, se citește z, și aveți grijă iarăși la zaid, da? A fi ei, uh, voi și nu la site de atunci. Următorul. A lua notițe este verbul mit schreiben, un verb compus cu schreiben și prepoziția mit. Veți vedea că de fapt este foarte simplu, da? Și să îl conjugăm la prezent. Eu iau notițe. Ich schreibe mit. Deci ce veți face la prezent? Luați cuvântul schreiben, verbul schreiben, și îl conjugați ich schreibe și puneți la sfârșit cuvântul uh, compus mit. Ich schreibe mit, în vit în prezent. Eu iau notițe, ich schreibe mit. Tu iei notițe, du schreibst mit. Er sie es schreibt mit. Wir schreiben mit. Ir schreibt mit. Und sie schreiben mit. Aici cu albastru am scris mit schreiben. Schreiben. Și dacă aveți numai verbul schreiben, lăsați mit la sfârșit de o parte și ați conjugat totodată și verbul schreiben. Hai să vedem cum sunt aceste verbe în viitor. Eu voi lua notițe Ich werde mit schreiben. Și ca și mai înainte, conjugăm numai verbul werden la toate persoanele și mit schreiben îl adăugăm așa la sfârșit. Ich werde mit schreiben du wirst mitschreiben er sie es wird mitschreiben ceva am făcut mă scuzați wir werden mitschreiben ihr werdet mitschreiben sie zi werden mitschreiben da și tot așa, dacă aveți schreiben, ich werde schreiben, du wirst schreiben, egal ob es mit schreiben ist sau schreiben, conjugați în viitor, cum am făcut și în celelalte cazuri, numai verbul acesta ajutător și restul îl scrieți la infinitiv. Ok, și acum avem în trecut, trecutul perfect. Ich habe mitgeschrieben. Ce faceți acum? Folosiți verbul ajutător haben, aveam, și puneți mit și între mit și schreiben puneți G. Ich habe mitgeschrieben. Geschrieben. Du hast mitgeschrieben și tot așa mai departe. Conjugați verbul haben și faceți. Voi acum mai departe singur toată conjugarea. Important este și aici punem verbul mit înainte și dacă am avea numai schreiben, ich habe geschrieben. Deci luați mit deoparte și aveți și celălalt verb. Ich habe mit Ich habe geschrieben. Du hast mit Du hast geschrieben. Deci tu ai luat notițe și tu ai scris. A luat notițe, mit schreiben și a scrie, schreiben. Wir haben mitgeschrieben, ihr habt mitgeschrieben, sie haben mitgeschrieben. Sau, sie haben geschrieben. Da luăm numai celălalt verb. Te rog oprește filmul aici și repetele tu cu voce tare. Scriele, repetele. Eu pot să fac multe lecții pentru tine, dar tu trebuie să îți iei notițe. Du must mit schreiben. Ok, despre verbul müssen vom vorbi altădată. dată. Așa, în trecutul imperfect, Aici este tot de una mai comis. Ich schrieb mit. Du schriebst mit. Er, sie es schrieb mit. Wir schrieben mit. Ihr schriebt mit. Und sie schrieben mit. Aici vine ultimul. Wir schrieben mit. Am scris si eu aici greșit. Iar ja, dacă aveți schreiben, lăsați mit, la o parte și aici am o greșeală. Vedeți, de-abia acum văd greșelile cu toate că m-am uitat de mai multe ori. Aici vine mit, nu mir. Ok? Și avem celălalt verb compus, zu hören, care înseamnă a asculta. Ich höre dir zu, eu te ascult pe tine. Și nu spui ich höre dir zu, Uh, ich, ich höre dir da? a auzi este hören și a asculta este zuhören dar totuși se conjugă exact așa ca verbul mitschreiben și schreiben și acum tema ta de casă este să afli singur la care timp avem noi acum verbele ich höre zu ich Höre zu. Du hörst zu. Er, sie, es hört zu. Wir hören zu. Ihr hört zu. Sie hören zu. Repetați opriți filmul și repetați. Așa, acum în care timp este, este viitor, este trecut, este prezent. Dă înapoi și uită-te să vezi când folosim verde verde, la ce timp folosim. Ich verde zu hören. Și tot așa, dacă conjugați verbul hören, lăsați pe zu deoparte. Ich verde hören. Pentru că conjugăm numai acest verb și hören îl puneți la toate persoanele în infinit. Du wirst zuhören, er sie es wird zuhören, wir werden zuhören, ihr werdet zuhören und sie werden zuhören. Ich habe zugehört. Jarisch Konjuga haben. Schipunem Verbul zugehört. Aich la Du hast zugehört. Sie hat zugehört. Wir haben zugehört. Ihr habt zugehört. Und sie haben zugehört. Und mit Hören. Luaz Werbung zu. prepoziția zu și rămâne ich habe gehört. Du hast gehört. Eu am auzit. Și în celălalt timp, și aici trebuie să vă scrieți timpul care este, care este mai dificil, care se folosește mai mult în scris decât în vorbit. Ich hörte zu, conjugați hören și zu puneți la sfârșit. Ich hörte, dacă nu folosiți, dacă folosiți auzi și dacă folosiți asculta, ich hörte zu. Du hörtest, tu ai auzit. Du hörtest zu, tu ai ascultat. Sie hörte zu, wir hörten zu, ihr hörtet zu, Zi, hörten zu. Cum au fost cu aceste verbe? Ca să nu mergem la lecția 7. Te rog, scrieți timpurile. Te rog, scrieți pronumele personale. Te rog, scrieți cele trei verbe. Și dacă reușești până la ziua 6 să cunoști toate pronumele personale, eu, tu, el, ea, noi, voi, ei, ele, să poți să conjugi cele trei verbe sein, a fi, haben, a avea și werden, um, a deveni și să înțelegi aceste deosebiri cum faci cu verbele ca hören, și șraib, și cu verbele compuse zuhören și mit schreiben, atunci îți spun Ai învățat o grămadă de lucruri până acum. Ai o grămadă de cuvinte pe care le știi, în lecția viitoare, am să le scriu încă o dată, și acum am o rugăminte mare pentru tine. Scrie, te rog, câte cuvinte! Ai învățat până acum sau câte cuvinte am avut noi în toate lecțiile până acum. Sunt curioasă cine poate să scrie aceste cuvinte. Îți mulțumesc, vă mulțumesc și succes la învățat!